Un telespectator anonim al surprins pe strada Crișan, lângă grădinița Ion Creangă din municipiul Zalău, un capac de canalizare care se pare că nu se poate fixa, iar șoferii care trec cu mașinile peste canalizare își rup mașinile. Se pare că cel puțin o dată pe săptămână această capcană își face câte o victimă în rândul celor care circulă în zonă. Să sperăm că autoritățile vor lua măsuri în cel mai scurt timp. Vom reveni cu detalii. Mulțumim telespectatorului anonim care a trimis imaginile la redacție. Dacă ați fost martorul unui eveniment, puteți trimite imagine pe adresa de Facebook sau e-mail zalautv@gmail.com, iar la 3 filmări veți primi în cadou un tricou personalizat de TV. Iar noi vă garantăm că nu vom divulga numele.